Stadionul Metalurgistul din Slatina a fost gazda etapei regionale a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Fotbal. Cele mai bune 12 echipe de fete și băieți din 6 județe s-au întrecut pentru a prinde un loc în faza națională a acestei competiții. Slatina are din nou bucuria să organizeze etapa interjudețeană la fotbal. Avem participante un număr de 6 județe cu un număr de 12 echipe, adică 6 echipe de fete, 6 echipe de băieți. Această olimpiadă se desfășoară sub organizarea Ministerului Educației Naționale în parteneriat cu Federația Română de Fotbal și copiii care se vor califica aici, echipele care se vor califica aici, vor merge mai departe la etapa națională. Noi suntem organizatorii etapei județene la etapei de zonă la fotbal clasa a 7-a, a 8-a, care se desfășoară astăzi, iar săptămâna viitoare suntem gazdele Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la clasele a 9-a și a 10-a. Aceste județe care participă la etapa zonă de astăzi sunt, bineînțeles, Oltu, Doljul, Gorjul, Vâlcea, Dâmbovița și Argeșul. Fiecare județ se prezintă la start cu o echipă formată din 12 jucătoare, la fete și la băieții 12. Echipa câștigătoare va merge la etapa finală care se desfășoară la Covasna. Echipa de fete de la școala gimnazială Seaca și cea a băieților de la liceul teoretic Drăgănești Olt au fost reprezentativele județului în această etapă. Le felicit pe fete că au reușit victoria la faza județeană. Sperăm că și la finalul zilei vom reprezenta Oltul mai departe. Cum ați reușit să formați o echipă din fete? A fost greu? Da, de-a lungul anilor vă dați seama că nu este doar un an de zile, ci începând cu învățământul primar, au 4-5 ani de zile de când joacă fotbal. Competițiile au fost și ușoare și grele, dar aceasta este cea mai importantă fază pentru noi. Vom reuși să câștigăm. De ce fotbal? Pentru că fotbalul este cel mai frumos sport și nu este neapărat numai de băieți. Am avut meciuri grele, sperăm să câștigăm și de data aceasta și să mergem pe țară. Sperăm să fim campioni naționali. Aveți emoții pentru această etapă? Pot să spun că nu, am încredere în băieți și sperăm să fim campioni naționali în această ediție. Ce obiectiv aveți? Să mergem mai departe. Competiția a fost una acerbă, iar fiecare echipă a dat tot ce a avut mai bun pentru a-și asigura locul în etapa următoare. Olimpiada Națională a Sportului Școlar la disciplina Educație Fizică și Sport se desfășoară în perioada februarie-mai. La nivel județean, în această competiție au fost implicați peste 5300 de elevi.